dragi prieteni! Eu mă numesc Ștefania și vă spun bun venit în bucătăria mea. Cu această ocazie vom povesti puțin despre hrișcă. Cum procedez eu când gătesc hrișca? Hrișca, o cunoaștem, sunt așa bobițe triunghiulare, maro și este foarte gustoasă și sănătoasă. Este o pseudo-cereală pe care chiar o putem introduce în dieta noastră zilnică sau săptămânală. O dată sau de două ori pe săptămână putem servi hrișca. Cum o prepar eu? Eu o spăl așa cum o vedeți aici, o spăl și o pregătesc o porție de o măsură de hrișcă la două măsuri de apă, două și jumătate. Și o las să fiarbă până scade apa de tot. Nu mai are absolut deloc apă. Apoi o servim fie cu dulce, fie cu sărat. Asta înseamnă că putem pune fructe uscate sau fructe proaspete și putem îndulci cu miere sau orice alt sirop îndulcitor doriți și o putem servi așa sau chiar cu iaurt vegetal. Dar o putem servi și sărat, așa cum prefer eu. Eu, așa după cum v-am spus, că o fierb și atunci o prepar fie de tipul unei salate, așa după cum v-am arătat și rețeta de salată libaneză cu bulgur, exact așa o putem servi și hrișca fiartă. Dar de data aceasta m-am gândit să o prepar într-un alt fel, într-un alt mod. Eu am pregătit-o și în felul acesta, așa cum vă voi arăta astăzi, și soțului meu i-a plăcut foarte mult, mai ales ținând cont de faptul că noi nu putem avea totdeauna cu noi diferite semințe atunci când suntem la serviciu. În felul acesta m-am gândit eu ca să-i pregătesc soțului meu hrișca, mai ales că este foarte sănătoasă. De data aceasta eu am nimerit o hrișcă care nu prea îmi place foarte mult. De obicei eu știu că hrișca trebuie să fie maro, chiar un maro închis. De data aceasta eu am nimerit un tip de hrișcă care nu este nici verde, nici maro. Aceea verde nu o folosesc de obicei, mai ales că la fiert, ea fiind crudă, pentru că e verde, la fiert ea este un muciulage pur și simplu și nu este pe gustul meu. Nu o pot prepara așa cum eu o prepar în mod foarte, foarte simplu. Așa după cum vă spuneam, pentru că nu-mi place cum arată, ea de obicei are un miros și un gust după fierbere de nucă. Aceasta nu este chiar așa cum așteptam eu și cum sunt obișnuită. De data aceasta ce îi voi face? Voi o puteți pregăti așa cum v-am spus, o spălați și o puneți direct la fiert până scade apa. Eu o voi pune într-o tigaie și o voi încălzi puțin, o voi usca. Am verificat să nu avem bobițe de nisip, pietricele sau ceva neghină și o voi ține pe foc până când ea va mirosi a nucă, a hrișcă. O voi amesteca foarte des în ea ca să nu se ardă. Câteva minute, 3-4-5 minute și apoi îi voi adăuga apă și o voi lăsa să fiarbă până scade. Și după aceea voi continua rețeta. Atunci când hrișca va fi fiartă și răcită, vă voi povesti mai departe cum procedez eu. Acum am pus hrișca la fiert. Am pus două măsuri de apă. Asta înseamnă că cu vasul care am măsurat hrișca, cu același vas am măsurat apa, două măsuri de apă. Eu știu că de obicei hrișca vine ea deja prăjită, chiar așa și scrie pe pachet, dar de data aceasta mie nu-mi place cum arată la finalul ei când este fiartă. Nici maro, nici gri, nici o culoare destul de urâtă. Așa că de data aceasta, de aceea am procedat în felul acesta, ca să o prăjesc puțin în tigaie. Am spălat-o foarte bine, pentru că nu m-am dus să o las nespălată, pentru că știu că are
mai are nisip, mai are praf, așa că am spălat-o. Și acum o voi lăsa să fiarbă până când va scădea toată apa. Eu nu amestec în hrișcă, pentru că nu este nevoie. Printre semincioare iese foarte bine clocotul și se evaporă foarte bine apa. Așa că atunci când va porni clocotul, voi da focul la mic și ea va fierbe aici liniștită timp de 10-15, ba chiar 20 de minute în funcție de cantitatea pe care o avem. Eu aici am 200 de grame de frișcă. Când va fi fiartă și răcită, voi reveni. Am revenit. Frișca mea s-a răcit complet. Acum voi amesteca cu semințe. Eu am numit această frișcă sau această salată, totuși, măcar că nu o numesc salată, am numit-o hrișcă super proteică sau multiproteică, pentru că eu vreau să adaug în această hrișcă, cu cantitatea de umiditate minimă care a mai rămas în ea de la fiert, vreau să adaug semințe crude în ea. Și apoi voi adăuga ulei de măsline și sare. Pentru că aceste semințe, fiind uscate, ele au nevoie de hidratare și decât să le hidratăm peste noapte și să avem multe castronele sau borcănuțe prin casă, eu m-am gândit, de obicei folosesc în aceste cereale, să zic, cum ar fi și meiul, hrișca, de exemplu, amarantul sau orice alte cerealele care le puneți la hidratat sau chiar au un conținut de umiditate de apă în ele. Pentru că nu pot să-i pun soțului meu diferite borcanele cu tot felul de semințe la pachet, eu m-am gândit ca să le amestec pe toate aici. Și vă spun că amestecându-le așa, apoi vom pune la frigider această hrișcă sau orice altă cereală doriți și o să vă convingeți că este extraordinar de bună, mai ales că aici ele se vor hidrata și noi vom putea beneficia de toate aceste minerale și vitamine care le conțin semințele. Acum, voi adăuga nuca, o voi tăia puțin. Acum, voi adăuga și curcuma. Eu folosesc curcuma ori de câte ori am nevoie, mai ales pentru faptul că ea are diferite proprietăți și este chiar un antibiotic, așa cum este și usturoiul. O folosesc în diferite preparate, acolo unde știu că nu se vede foarte tare, mai ales pentru că ea are un miros așa mai deosebit, mai specific, un pic iute, asemănător cu ghimbirul. Acum voi adăuga o lingură de semințe din fiecare. Aici am floarea soarelui. Aici am semințe de in, chia și susan. Tot o lingură. Semințe de dovleac. Toate aceste semințe hidratate trebuie folosite pentru că altfel nu putem beneficia de proprietățile lor. Și aici am mult iubita sămânță de cânepă, care este extraordinară. Aici voi pune două linguri. Și voi pune puțină sare. Și 2-3 linguri de ulei. Aici puteți să adăugați o lingură, două de fulgi de drojdie, dacă vă place. Eu de data aceasta aleg să o las așa simplă. De obicei adaug peste tot, în toate preparatele aproape, fulgi de drojdie, dar de data aceasta am ales să nu pun. O lingură de sos de soi.
Și acum voi amesteca. Și voi da la frigider toată această salată. Vă spun că servind-o așa, este extraordinar de bună. Frișca se mai poate folosi și așa crudă, da? Spalată foarte bine și pusă doar la hidratat, peste noapte. Acolo trebuie pusă puțină apă, nu atât de multă, două măsuri, cum punem la fiert, ci o măsură și jumătate, ca ea doar să se hidrateze și să nu rămână apă prea multă. Eu vă spun că este foarte bună, miroase foarte bine. Eu vă propun să încercați și voi și veți beneficia de toate aceste minunății pe care le-a lăsat Dumnezeu în aceste semințe. Vă doresc multă sănătate și vă mulțumesc că m-ați urmărit până aici și vă aștept și data viitoare. La revedere!